Am ascultat. Mi-a spus și dânsa, mi-a spus și... Cine a făcut dosar noastră? Vi s-a părut ceva în regulă? E ceva în regulă la dosar? L-ați actualizat? Am discutat cu doamna, a fost în regulă la momentul respectiv, vă dați seama. Și e actualizat acum? Nu este actualizat. Mi se pare că e ceva în regulă în stabilirea ierarhiei? În privința asta nu, doar că de 6 ani de zile nu dați seama. Nu fost specinit de scoate. Un rezultat pozitiv. Deci, în 2000, atâta timp cât aceste locuințe nu le vinde la primăria capitale care le reparatează, nu avem nimic la rândul și ce să fie. N-a primit nimeni, dureros, nu a primit nimeni locuință, domnul Cunea. Vreau să vă spun, dar cu ANR-ul? N-are nicio legătură, ANR-ul e cu deci ca să fie ajutat copilul ăsta, filmează copilul, vreau să vă spun că poate să-i se dea de oriunde și să vă spun de ce. Este o persoană, este o persoană care a luat locuință. Acum a decis la cineva cum a luat. Nu face că țipați. Explicați-i cum e. Da, am explicat domnului. De fapt, îi explic în primul rând titulare de cerere pe care mea este interesată. Locuințele ANL se repartizează în baza unei liste pentru care s-au depus dosare până în anul 2007. Aceste locuințe nu au caracter social, se judecă pe alte acte normative, nu suportă subvenții la achiziții.